În acest tutorial o să desfacem un carburator de Linhai de 300 pentru a-l curăța complet. Începe prin a demonta capacul de sus. Face desfacem cele două șuruburi. Atenție, aici avem un arc. Ok. Scoatem arcul acesta. Mai departe scoatem membrana aceasta din mijloc ușor. Atenție, are acest cui aici. Ok, le pun deoparte ușor să nu le pierdem. Această membrană trebuie verificată să nu aibă nicio ciupitură, nicio spărtură. Aceasta este în regulă. Mai departe, o să desfacem partea de jos, fundul carburatorului. Departe, după ce am desfăcut cele trei șuruburi de prindere, desfacem ușor capacul. Ok, avem aici popița de șpriț, care funcționează cum trebuie. Ok. Mai departe o să desfacem jiclerele acestea ca să le curățăm. Mare atenție să nu pierdeți aceste jiclere. Departe o să desfacem mecanismul de la plutitor și cuiu pontou pentru a le curăța. Atenție mare că unde desface să nu pierdeți din componente. Ok, avem aici cuiu pontou. Așa, și acesta este corpul de carburator. O să-l dăm cu un spray de curățat carburatoare și o să-l suflăm prin toate orificiile împreună cu jiglerele. Odată suflate toate componentele și date curățate cu spray de curățat carburatoare, o să le montăm înapoi. Atenție! Jiglerele de la carburator nu se strâng foarte tare, se strâng ușor la mână, să nu le deteriorăm. Ținem ușor înapoi toate componentele. Atenție la cuiu pontou, îl punem la locul lui, să nu dereglăm nivelul. Nivelul se reglează din această tăbliță care ține cuiul. Deci această tăbliță așa, această tăbliță se strâmbă pentru a regla nivelul. Deci foarte mare atenție cu ea, este foarte sensibilă, să nu dereglăm nivelul în cazul în care nivelul este ok. Punem cu punctul în loc, orificiul lui, plutitorul. Așa. Strângem înapoi șurubul. Mai departe îmi punem capacul de jos de la carburator la locul lui. Așa, îl strângem la locul cele trei șuruburi. Și mai departe
pe partea cealaltă, să băgăm șabărul. Acesta nu avem cum să-l băgăm greșit, are o poziție în care intră doar una singură. Așa, cuiul n-a intrat. Trebuie să nimerim pe orificiul de la jigler. Acesta este șabărul de accelerație. După ce am băgat șabărul, aranjăm bine garnitura aceasta să fie pe margine, ok, să fie prinsă bine, așa, punem ușor arcul și capacul, apoi o să-l fixăm cu cele două șuruburi și cam asta a fost la carburator.